Bună ziua! Astăzi am trecut cu forfeca de Ted Garviu și mi s-a întâmplat că aici s-a rupt mecanismul acela de, nu știu cum se numește, oricum e din plastic, sunt două drăgi din plastic care prinde de maror. Să fiu mai precis, să vi-l arăt, acestea două de plastic. Acesta s-a desfiletat. Era aici prins, s-a desfiletat și bineînțeles că acestea două au fost pur și simplu mâncate imediat. Va trebui să-i desfac demarorul de nou, am uitat astăzi la el. Hai, mă. Aici este demarorul. Oricum nu i s-a întâmplat nimic, nu s-a rupt nimic aici, decât că aceste mici jucării de plastic, să vedem dacă pot să nu rup nimic aici, succes așa, pur și simplu s-au mâncat, pentru că asta învârtindu-se aici s-a tot învârtit și bineînțeles că a rupt absolut tot, le-a rupt amândouă. Acum sunt și arcurile tot aici. Arcurile o să le pun deoparte. Nu se știe niciodată când o să rupă vreun arc și pentru un arc. Știți cum este. E ceva mizerie pe aici. Oricum, să-i dau cu puțină motorină să se moaie toată mizeria asta. O suflu cu compresorul și revin imediat. Bun, acum e puțin mai curată. Ceea ce am să fac e să scot bușii afară. Aici, sincer să fiu, eu n-am umblat chiar niciodată. Chiar niciodată nu i-am desfăcut bușii la jucăria asta și o am de un an de zile. Paul, da? Poate chiar mai bine de un an de zile. Și nu i-am desfăcut niciodată bușie. Într-adevăr, între vechea aceasta și aceasta. Și șurubelță. Ha? Chiar sunt curios să văd cum e... scuze, ăsta nu-mi place. Chiar sunt curios să văd eu cum ar fi să fie bușia. După un an și ceva. Pornește repede, deci nu e problema de asta. De pornit. Te puneri. Eu unul, totuși zic că este normal să fie ceva de puneri. Oricum, se vede. Sunt depuneri destul de mari. O să o curăț și după aceea văd să o controlez și înăuntru ei pe capul pistonului. Asta o las deoparte. O să curăț cu de sărmă. Da, și aici sunt multe depuneri. Mai puțin ulei pe data viitoare. Nu e niciun puțin pe aici. Chiar niciun. Aveți grijă când băgați foara înăuntru să nu fie ațele acestea. Eu o să-i dau foc acum așa să se ardă. E unul sfoara când este vorba să o bag înăuntru acolo, să fie arsă bine la capăt aici, să nu fie ațele acelea, pentru că poate să intre pe lângă piston și cilindru, pe undeva pe la evacuare, ațele acelea mici.
Sfoara totuși să fie destul de groasă, să nu fie nici subțire, subțire, dar prea groasă nu reușiți să o îndoiți înăuntru acolo. Oricum, sfoară medie, nu și returi, și să nu fie în capăt aici coațele acelea micuțe, pentru că intră pe lângă tobă de eșapă, pe lângă, pe evacuare. În cazul în care intră vreodată pe evacuare, pe lângă piston cilindru, va trebui să îi dați foc, pur și simplu. Să luați flacără, ceva, și să-i dați foc înăuntru. Să aveți grijă să nu ardeți plasticurile după lângă, dar când este să se întâmple așa ceva, flacără rezolvă tot. Altfel, nu iese afară. De exemplu, acum așa, el a intrat exact acolo, intrase pe... Uitați-vă și voi că rămăsese exact în ultimul filet aici, rămăsese. Acesta e totul de schimbat, pentru că filetul deja nu mai e bun. Nu rupe de nou. Și cu unul nou. Pur și simplu, aceste mici jucării de plastic s-au rupt. De aici el s-a desfăcut. A ajuns în sus aici și totul a fost mâncat pur și simplu asta. Stare în sus, nu se mai putea repara nimic acolo pe teren. Nu m-a costat mult, m-a costat 5 euro, deci pentru mine nu e mult. Sper să nu se mai desfacă. Normal și normal trebuia să o fi folosit și bloca filetei. Acela pentru blocajul la filetori. Bloca fletătorii, îi spuneai aici așa. Acum nu-mi vine în românește. Cam ciudat. Înainte, la început, mi-era greu să vorbesc italiană, acum mi-e greu să vorbesc românește. Cine nu mă crede, înseamnă că nu știe cum e, cât e de rău. Cât e de rău să te doară mâinile când ajungi în Italia, cel primul lucru care te doare cel mai mult sunt mâinile. La cât de mult vorbești. Trebuie să cadă pe ele înăuntru acolo. Să stai bine. Ceva de gen. Nu trebuie prea tare strâns. Nu e nevoie. Bun. Protecția dată jos. Șocul. Puțin la pompiță.
Haide, mă. Bun, cam atât cu jucăria. O să mai fac poate și alte clipuri cu ea. Vedem. Deocamdată i-am înlocuit piesa ruptă. Se întâmplă să se rupă după atâția ani. Un an și ceva. Oricum, lucrează, a lucrat și 5-6 ore pe zi, în continuu, consumă puțin, motorul mic, 280 XP, ar fi să fie de 28 cilindrată, dar e suficient pentru lama de 75 care o are. Taie destul de bine, sincer să fiu, între singurele care m-am mulțumit până acum. Bun, cam atât pentru moment. Ne vom auzi pe data viitoare. La revedere!
frumos, nu?